La 18 martie curent, la Grebeneață a început tradiționalul Fășanc, obicei preluat de la nemți, care s-a extins în Banatul de Sud, la români și la sârbi. Carnevalul Grebeneațului datează din timpurile vechi, deci am putea zice că totuși este ceva comun cu dacii. Din ce cauză? Din cauză că adevăratul trecut al acestei manifestări nu se știe, dar îl cunoaștem și la daci. La această manifestare sau la acest carneval, marea contribuție și-a dat-o școala, cadrele didactice, elevii școlii, apoi satul. Prin sat au defilat 19 care alegorice care au satirizat neajunsurile oamenilor, greșelile și întâmplările, iar conform tradiției, în zilele Fașancului, 18, 19 și 23 martie, nimeni nu se supără, oricât de dură ar fi critica la adresa celor amintite.